Cam mult text ați pus într-o lozincă. Credeți că are cineva răbdare și curiozitate să o citească? Românul de rând e obosit să citească. Fără îndoială că e obosit psihic de societatea în care trăiește. Dar... Domnule, știți ce trebuie, după părerea mea? Da. Deci o fundație. O fundație pentru a deveni persoană juridică, ca să... să micșoreze șansele de hărțuire a autorităților. Nu, no, trebuie fiecare caz denunțat până la CEDO inclusiv. O să pierdă vreo câteva dosare la CEDO România și o să schimbe atitudinea. Singura șmechirie, după mintea mea, ce am analizat eu. Deci o fundație, mai multe persoane foarte hotărâte și pichetate instituții din toată țara, tribunale, judecătorii pichetate și organizat un curt și strâns semnături, pentru că la judecătorii și la tribunare și la înaltele curți de casație și justiție vin foarte mulți oameni nemulțumiți de actul de justiție. Strânse semnături pentru a se face un referendum, pentru a se obliga Parlamentul să introducă răspunderea penală a magistraților. Pentru că toate măgăriile și toate abuzurile se fac și toate furturile care s-au făcut în țară, se fac numai cu acordul justiției. Ilegalități se fac și în poliția locală și numai cu acordul poliția națională și în jandarmerie. Pui pedepse numai la magistrat. Justiția le legalizează aceste abuzuri. Probabil, este da. Este ultimul cuvânt care îl are și în acel... Ce caz aveți? V-am văzut mai ieri la gară cu bicicleta sechestrată de poliție. Dar nu de asta vă plângeți, nu? Da, nu. Atunci chiar la protez veneați. Da. Ideea este că am o familie distrusă. Datorită... Uite mă, o scăpai, vezi? Ai luat de vorbă, le-am scăpat-o, să te-am și ocupat. Dar cine e șefa CSM-ul? Madame Mingiulica, vezi? Datorită modului în care funcționează justiția din România. Cu ghilimele de rigoare, pentru că nu o consider justiție. Justiția înseamnă un act de echitate, de... în care vinovații răspund. Cu geamuri fumurii, cam ilegal, nu? Ei care trebuie să respecte primii lege, ei o încalcă, cu geamuri fumurii. Să zicem că sunt niște detalii. E, deși și orice detaliu din asta vorbește exact despre atitudine față de lege, față de norme. Am să rezum pe scurt așa istoricul și o să vă rog după aceea să filmați ce se află pe frontispiciul acestei instituții în fața căreia ne aflăm. Deci, practic, ne spune că garantul independenței justiției, da, al magistraturii este garantul independenței justiției. Cu alte cuvinte, se ocupă ca actul, ca magistrații, să-și poată exercita fără a se exercita presiunea asupra lor. Politici sau de orice alt gen, bine, da. Bine spus. Da, într-adevăr, actul de justiție trebuie să se înfăptuiască fără ca magistratul să fie supus unei presiuni. Din oricare parte ar veni această presiune. Problema este ce facem atunci când actul de justiție nu este un act de justiție. Da? Magistrații, judecătorii au inamovibilitate. Deci au un drept de a nu fi să nu există o presiune asupra lor. Acum se pune întrebarea, dar cum răspund acest magistrați? Pentru că dacă îi dai unui om decât drepturi, fie că e vorba de un magistrat sau de un om de rând, nu funcționează. Asta este un lucru cert. Da? Pentru că se întâmplă, după cum vedeți, foarte multe lucruri care nu sunt în regulă și ele rămân în suspans așa. Și cazul de față este unul dintre ele. De 4 ani de zile, pur și simplu, un act de justiție este făcut cu dedicație în favoarea unora care încalcă cu nonșalanță, în mod repetat, legile țării. Ori asta este un lucru pe care îl consider deosebit de grav. Până la urmă, o țară este ca și o familie. Dacă într-o familie sunt membrii ai familiei care pur și simplu se manifestă ca și cum nu ar făcea parte din acea familie, acea familie nu are decât, ce să spun, nu poate decât să se destrame, să se aleagă praful de ea. Cred că nici noi ca națiune nu suntem departe de acest lucru. Da? Asta ar fi una.
pe partea cealaltă a frontispiciului scrie că nimeni nu este mai presus de lege. Păi, haideți să ne uităm aici, toate aceste acte de justiție, ele sunt dovada certă a faptului că, de fapt, există unii deasupra legii, care chiar se află deasupra legii. Și cine de fapt îi susține? Îi susține, nu? Magistrații. Pe CSM-ul, care este un for superior al lor, ar trebui să se ocupe mult mai serios de astfel de situații, nu să-i menajeze, să le găsească scuze, să se transforme în avocatul unor magistrați care chiar încalcă legea, adică și în mod repetat. Nu e vorba de cazuri izolate, nu e vorba de, uitați-vă aici, e doar o parte din cele întâmplate și care toate converg spre aceeași concluzie, că de fapt unii chiar sunt infractori buni. Da? Deci foarte multe, nu cred că aș mai putea spune decât faptul că consider justiția inima unei societăți. Păi dacă în această inimă nu funcționează bine, înseamnă că întreg organism este afectat, așa și societatea românească. Uitați-vă la de jos și până sus, pur și simplu nu mai există o scară a valorilor, nu mai există principii, nu mai există nimic în societatea românească și ne punem totuși întrebarea când va fi mai bine. În condițiile astea, cred că dacă nu luăm atitudine și nu facem ceva, pur și simplu e un nonsens. Ca și contradicția în termeni între ceea ce apare pe frontispiciu acestei instituții și ceea ce se întâmplă în realitate. Adică trăim într-o minciună totală, într-o ipocrizie. Este stupefiant pentru cineva care a înțeles cum funcționează societatea românească, e total dezamăgitor. Și cred că aceasta este principala cauză pentru care milioane de români, crema societății, și subliniez acest lucru, au luat calea exodului, au plecat și, discutând cu mulți dintre ei, nici nu se gândea să se mai întoarcă. Și bineînțeles că am pus întrebări. De ce nu iau în calcul acest lucru? Și au spus, păi, într-o societate în care totul e un haos, eu am niște copii, mă gândesc și eu la viitorul lor. Păi, nu mai îmi inspiră deloc încrederea această societate. Deci, cu alte cuvinte, este o problemă de siguranță națională. Nu este doar Teodor care vine aici și manifestă, este nemulțumit și... Așa vă numesc dumneavoastră, Teodor. Da, Teodor. Da? Și de asta v-a adresat președintelui Iohannis, păi, că e problemă de securitate națională, da? Păi, președintelui Iohannis mă adresez, în primul rând, plecând de la... Cum să spun, a venit și ne-a cerut insistent voturile, promițându-ne că vom trăi într-o România normală. Păi, dacă asta este România normală, nu știu cum să spun, înseamnă că vrem altceva. E ceva, sună minciună sfruntată până la urmă, că faptele vorbesc despre fiecare dintre noi. Chiar vrea președintele Klaus Werner Iohannis să rămână în memoria oamenilor ca cel care a dus la desăvârșire acest stat mafiot, început de Iliescu și Băsescu, că nu prea mulți președinți au fost până acum. Da. Deci, și reacția CSM-ului e zero, vă ignoră. O reacție din asta de... E greu să o calific. O indiferență și o simulare, ca și actul de justiție. Am fost, într-adevăr, în prima zi când am venit aici, am fost invitat la o discuție cu o doamnă de la relații publice,
doamnă care, deși eu am făcut cunoscut această situație de 6 luni cel puțin, ba nu, de 2 ani, nici măcar nu avea cunoștință. Deși informasem că voi fi aici, inclusiv ceea ce reclam, nu știa nimic despre caz, adică... Și a fost mai mult așa o discuție de complezență în care... Hai să nu zicem că... Că s-a interesat. Da. Și pichetați doar CSMN sau și alte instituții? Am fost și la Ministerul de Justiție. Unde, să fiu sincer, am fost mai plăcut impresionat de modul în care am fost tratat de angajații acelei instituții, inclusiv de domnul ministru, care și-a găsit timpul, a discutat cu mine, a spus că într-adevăr este ceea ce se întâmplă, nu, nici dumnealui nu e deranjat de ceea ce se întâmplă. Și pe de altă parte și pe dumnealui l-am întrebat cu ce se ocupă, care e de fapt ministru, care e rolul ministerului în aceste condiții, dacă spune că nu poate face nimic. Și mi-a spus că atribuțiunile Ministerului Justiției sunt acelea de a legifera, de a asigura salariile angajaților ministerului și mai are un rol administrativ. Și acum am pus și o întrebare. Domnul ministru, ok, dacă tot aveți rol de legiferare, haideți să facem o lege a răspunderii ministeriale, a răspunderii magistraților. Păi,